Povestea accidentului din Argeș este incredibilă. Un tânăr de 22 de ani a furat o dubă din Topoloveni și a abandonat-o în Priboieni. A intenționat să fure altă mașină, dar proprietarul l-a văzut și a fugit. N-a renunțat la idee, s-a dus într-o stație de carburanți unde a amenințat-o cu cuțitul și i-a dat un pumn în plină figură unei șoferițe care era cu soțul și acestora le-a furat mașina, mașină pe care cei doi o cumpăraseră de la un preot din Călinești. Asta nu e a părintelui. Tâlharul a demarat în trombă, iar peste câțiva kilometri a intrat în plin într-un alt autoturism care venea din sens opus. Garda de intervenție Topoloveni a fost solicitată să intervină la un accident produs de două autoturisme. Ne-am deplasat de la unitate cu o autospecială de apă și spumă și cu o ambulanță. Ajuns la fața locului, s-a constatat că era o coleziune produsă de două autoturisme, din care au rezultat 4 victime. O victimă era mai în stare critică, șoferul la primul autoturism, care a fost preluat de echipajul SAJ, ajutat și de echipajul nostru de la Smurd. Celelalte 3 victime au fost asistate de către echipajul Smurd, ulterior mai solicitând o ambulanță pentru a transporta ele la spital. Impactul a fost atât de puternic încât bucăți și piese din mașină s-au înșirat pe sute de metri la locul accidentului. În urma loviturii, hoțul, care se afla la volanul mașinii, a intrat în comă, iar din mașina cealaltă au rezultat 3 victime. Un bărbat de 47 de ani și 2 femei, una de 47 și cealaltă de 60 de ani, care au fost rănite. Mai multe echipaje ale pompierilor, ale ambulanțelor, ale poliției și un echipaj de terapie intensivă mobilă au ajuns la fața locului. Drumul a fost complet blocat câteva ore, iar victimele au fost duse la spital. Șoferul, care a furat 2 mașini și a făcut accident, a murit la spital. El este din Priboieni și chiar marți se întorsese din Austria și ar fi trebuit să fie în izolare.